Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre câștigătorul cecului în gala de azi. Se pare că zvonurile s-au adeverit, iar cel care va câștiga cecul azi va fi Ionuț, el câștigând cecul pentru a doua săptămână consecutivă. Explicația pentru acest câștig mă refer la explicația mea. Nu neapărat că ar fi cea corectă, dar așa consider eu, este că deoarece emisiunea este difuzată cu întârziere de două săptămâni, susținătorii se mobilizează și încep să-și voteze favoritul când văd că acesta nu mai câștigă și votează până când este dat la TV cecul câștigat. Și atunci se relaxează, crezând că gata, favoritul va câștiga lejer și mulți încep să nu mai voteze. Doar că mobilizarea lor a fost de aproximativ 2-3 săptămâni, cât timp nu și-au văzut favoritul la TV cu cecul în mână. Așa că îl văd pe eu să mai câștige maxim un cec, după care cred că va reveni Robert din nou în frunte, pentru că sunt convins că în această perioadă este votat și el destul de mult. Asta dacă nu, cumva se va considera să mai fie premiat și un alt concurent pentru o săptămână. Dar într-un final, toți cei doi vor menține ritmul cecurilor, adică Robert și Ionuț. Sper că ați dat like acestui vlog, bineînțeles dacă apreciați vlogurile mele, dacă nu le apreciați, există celălalt buton, cel de dislike. Sunt curios dacă în gala de azi va fi dat momentul în care s-au oprit lucrurile între Robert și Ionut. Eu am făcut un vlog pe această temă, cred că se numește Ce s-a întâmplat cu Robert. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să o faceți. Oricum, chiar dacă se va da acel moment, sunt convins că lucrurile vor fi întoarse în așa fel, încât realitatea să pară cu totul alta, când mie mi se par destul de simple lucrurile acolo. Eu încă nu m-am dubirit care este rolul lui Ionuț în Casa Iubirii, chiar și moderatoarea vorbește destul de des, des despre tema emisiunii, dar care mai este rolul lui Ionuț din moment ce el cred că este singurul concurent din istoria celor două emisiuni care spune clar și răspicat că nu este interesat de nicio fată din casă sau care ar putea intra chiar și pentru el. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!